să se calculeze limită când n tinde la infinit din 1 plus cosinus de np pe n, totul la puterea n. Acum uitați ce se întâmplă. Cum cosinusul este o funcție mărginită, că este între minus 1 și 1, da? Împărți și se înmulțește cu 1 pe n care tinde la 0, știți că produsul dintre un șir mărginit și unul care tinde la 0, tinde la 0, da? Prin urmare, aplic șmecheria cu eu și zic că este limită când n tinde la infinit din 1 plus cosinus de np totul pe n, la puterea n pe cosinus de np, da? La puterea din nou răsturnat cos de np pe n și orenul de aici, da? Bun. Cât este asta? Asta limita este eu și vine e la limită când n tinde la infinit din cosinus de np, da? Dar limită din cos de np nu prea există. De ce nu există? Pentru că ia uitați, șirul acesta ce face? Când n-ul este par, este cos de 2k pi care este 1, când n-ul este impar, e cos de 2k pi plus pi, cos de pi este minus 1. Șirul fiind periodic, nu există limită. Da? Prin urmare, limita aceasta nu există. Și cu asta am terminat proba. Mai puteam să mai facem și altfel, să luăm de la început. Adică, uite, să puteam să mai facem, asta era metoda întâi, da? Pentru că eu, aici știți, ar fi și o problemă. Pentru că eu când fac e la limita asta, presupun deja că limitele există. Știți? Nu? Când zici, faci o operație, limită din an plus bn, limită din an plus limită din bn, da, amândouă trebuie să existe. Dar pot să mai fac așa, metoda a doua, atenție, să zicem, băi, iau șirul acesta an egal cu 1 plus cosinus de np pe n la puterea n și îl sparg în două subșiruri pentru n par și n impar. Ia uitați. Pentru n par, cine este șirul meu an? Este 1 plus cos de par ori pi este 1. 1 pe n la n. Iar pentru n impar este 1 minus 1 pe n, că e cos de pi, da? Minus 1 pe n la n. Pe ăsta unde tinde? Ăsta tinde la e. Ăsta unde tinde? La e, la limită din produsul celor două șiruri. Deci n minus n pe n, adică tinde la e la minus 1 la 1 pe e. Păi noi știm că dacă un șir este convergent, atunci limita sa este, o limita oricărui subșir al său este aceeași cu limita șirilor. Iată, eu am găsit două subșiruri pentru n par și pentru n impar care au limite diferite, da? Deci șirul nu are limită, da? Bun, chiar dacă, atenție, limita ar fi fost infinit, tot așa orice subșir avea, se ducea la infinit, da? Bun, eu, deci...